The Chancellery is enormously afraid of nuclear war, and they're perceived as the prime target for that. I don't know how this strange perception is coming about. It sometimes I have a bit of the impression that Scholz has lost sight of the fact that Germany is actually part of NATO alliance. I mean, he's mentally not westbound. În timp ce șefii armatelor din țările NATO se reuneau la Ramstein, Dmitri Medvedev, mâna dreaptă a lui Putin, scria pe rețeaua Telegram: înfrângerea unei puteri nucleare printr-un război convențional poate provoca izbucnirea unui război nuclear. Nu pierd conflicte majore puterile nucleare, conflicte de care depinde soarta lor. Lucrul acesta ar trebui să fie evident pentru toată lumea, chiar și pentru un politician care mai are cel puțin o urmă de inteligență, scria Medvedev, adjunct al șefului Consiliului de Securitate rus, citat de CNN. În același timp, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, declara în fața jurnaliștilor ruși că tancurile occidentale nu vor schimba nimic. Am spus în mod repetat că asemenea echipamente nu vor schimba fundamental nimic, ci doar vor adăuga probleme Ucrainei și ucrainenilor. Peskov avertizează că Moscova vede implicarea indirectă și uneori chiar directă a NATO în conflict și că Occidentul va regreta amăgirea că Ucraina poate câștiga pe câmpul de luptă. Nici vocea patriarhului Kiril nu a lipsit. Iată ce a spus capul Bisericii Ortodoxe Ruse la slujba prilejuită de sărbătoarea Epifaniei Ortodoxe: ne rugăm la Dumnezeu să le dea minte nebunilor și să-i ajute să înțeleagă că orice dorință de a distruge Rusia va însemna distrugerea lumii. Vor livra sau nu țările NATO tancurile grele Leopard 2 fabricate în Germania? Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului german, deocamdată nici Polonia, nici alte țări nu au cerut oficial aprobarea Berlinului. Finlanda, deși s-a declarat gata să trimită tancuri, tocmai a anunțat un pachet militar de 400 de milioane de euro pentru Ucraina, fără a include însă tancurile Leopard.